Anul acesta, firmele pot aplica pentru fonduri europene nerambursabile prin programul operațional pentru competitivitate, POC. Programul cuprinde doi piloni, granturi pentru investiții în retehnologizare și fonduri pentru capacitatea de prestare de servicii. În ce privește primul pilon, retehnologizarea, fondurile sunt între 50.000 și 200.000 de euro și pot aplica firme din industria prelucrătoare, construcții, comerț, transport și repararea mașinilor. Firmele trebuie să aplice până în luna august. La al doilea pilon, fondurile pentru prestarea de servicii, ajutorul este tot între 50.000 și 200.000 de euro, în limita de 5 ori a cifrei de afaceri pe 2019. Vedeți pe ecran care sunt domeniile de activitate în care se poate aplica, dar și banii de cofinanțare pe care trebuie să-i pună IMM-urile. Perioada de depunere a proiectelor este iunie-iulie 2022. Și alături de noi este acum Petru Luhan, expert în fonduri europene. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Despre ce este vorba în aceste fonduri POC? Am văzut mai devreme o parte pe ecran din domeniile care sunt eligibile. Aș vrea să aprofundăm puțin mai mult, să ne spui tu, pentru că toată lumea care a văzut poate n-a citit detaliat. Da. POC 411 se adresează întreprinderilor mici și mijlocii care au suferit pe perioada de pandemie, adică firme eligibile sunt doar cele înființate până la 31 decembrie 2018, cu un cod CAEN relevant din lista de coduri CAEN eligibile, acreditat până pe 31 decembrie 2019. Da? Adică înainte de perioada de pandemie, ca să fie relevant pentru acoperirea greutăților suferite pe perioada de pandemie. În ceea ce privește împărțirea banilor, avem un buget semnificativ și programul a fost structurat în două componente. Odată până la 200.000, da? Și odată până la 500.000. Până la 200.000 pot aplica întreprinderile mici și mijlocii cu o cofinanțare diferențiată. Întreprinderile, micro-întreprinderile până la 9 angajați, 5% din buzunarul propriu. Întreprinderile mici până la 49 de angajați, 10% din buzunarul propriu, restul fiind nerambursabil. Și întreprinderile mijlocii până la 249 de angajați, pun 15% din buzunarul propriu. Unde atenție! Când spun buzunarul propriu, mă refer la inclusiv un credit care poate fi accesat ulterior aprobării fondurilor europene pe proiectul respectiv. Adică am luat scrisoarea de aprobare de la minister, merg cu ea la bancă și spun, uite, am 85, 90 sau 95% buget aprobat pentru aceste achiziții prevăzute în proiect. Vă rog frumos, dați-mi și mie diferența. Deci cum vorbeam cumva ieri, o parte de bani de la startup pentru o parte din ceea ce vrem să facem și pentru diferență putem obține finanțare din altă parte. În mod similar aici, pe de o parte luăm banii din aceste fonduri, dar pentru a completa ce vrem să facem, fără să se suprapună cu precizarea ca și ieri, da, putem lua și de la bancă un credit. Păi nu, luăm banii pentru aceste fonduri în măsura în care și noi suntem în stare să contribuim cu 5-10%. Procent, evident. Da, da. În general nu e o problemă atunci când garantezi cu utilajele achiziționate sau orice alte achiziții. Utilajele mobilier pe care vrei să le cumperi cu banii din grant pot fi garanție pentru bancă, da, înainte să fie cumpărate. Da. Bravo. În cât timp se aprobă un astfel de proiect? Deci acum avem deja calendarul aprobat. Respectiv, astăzi se lansează consultarea publică a programului. Durează până pe 4 iulie și pe 16 august se deschide programul pentru depunerea proiectelor. Deci avem o lună și ceva la dispoziție până pentru pregătirea proiectelor. Bun. Și din momentul în care se pot depune proiectele, care sunt pași? Din momentul în care s-au depus toate proiectele, adică încă o lună sau o lună și jumătate mai târziu. A, deci trebuie să aștepți să se depună proiectele. Solicitanții. Bravo. După ce s-au depus, s-a închis programul, cu alte cuvinte, după ce s-au depus proiectele, începe perioada de evaluare. O echipă de experți din Ministerul Fondurilor Europene se va ocupa de evaluarea proiectelor după o grilă deja definită pe care o cunosc consultanții și potențial beneficiari. Se face o evaluare administrativă, adică se verifică eligibilitatea documentelor depuse și conformitatea acestora cu cadrul legislativ în vigoare în România, după care a doua fază de evaluare prevede evaluarea tehnico-financiară. Adică se intră în proiect, se vede dacă se analizează dacă sau se îndeplinesc key performance indicators, acei indicatori ceruți de către ghid și negociați cu Comisia Europeană
și se face un punctaj în funcție de grila deja în vigoare și expusă spre consultare publică, deja cunoscută, adică. După ce avem și ETF-ul, evaluarea tehnică financiară, se face un ranking list și se alocă fondurile în limita bugetului disponibil. Adică dacă se depun, de exemplu, 3.000 de proiecte și bugetul ajunge doar pentru 1.000 de proiecte, se vor finanța primele 1.000 de proiecte, urmând, bineînțeles, să se suplimenteze bugetul dacă guvernul găsește resurse disponibile. Cu alte cuvinte, reprezintă, acest program reprezintă o șansă uriașă pentru cei care au necesități în zona de investiții. Atenție, nu sunt acoperite costurile operaționale. Nu sunt acoperite costurile cu TVA, nu sunt acoperite costurile cu personalul, cu chiria, dobânda la bancă și altele asemănătoare. În schimb, intră în procentul în care... schimb, sunt acoperite costurile cu investiții de orice fel, începând cu amenajarea spațiului, achiziționarea oricărui fel de echipamente, utilaje și diverse tehnologii necesare businessului respectiv. Din domeniile respective. Din domeniul codului CAEN pentru care aplicăm. Nu putem lua scaun stomatolog pentru televiziune, nu? Poate uneori. Deci trebuie să fie relevante cheltuielile și, nu în ultimul rând, sunt eligibile și costurile cu consultanța și proiectarea, sunt eligibile costurile cu dotare, respectiv achiziție de mobilier și, la fel, sunt eligibile costurile cu achiziție de softuri și hard-uri, adică digitalizare a business-ului deci respectiv. Deci, cum vorbeam înainte de emisiune, da. Nu poți să-ți cumperi un apartament și să spui vreau și o sediu de firmă la Mamaia. Nu, în schimb, poți să construiești o hală pentru a-ți face sediu de firmă la o unitate de producție sau de depozitare. Dar nu cumperi terenul. Dar nu, Uniunea Europeană nu vrea să influențeze piața imobiliară în vreun stat membru. Dacă s-ar cumpăra proprietăți pe bani europeni, cu siguranță prețurile la imobiliare ar crește. Și Uniunea Europeană nu vrea să se implice în acest... să zic așa, în această creștere artificială. De aceea nu dă bani pentru achiziție terenuri și sau proprietăți, în schimb îți dă bani să faci, să construiești. Și aș mai spune un lucru, este foarte important să se înțeleagă că odată aprobat proiectul, ai 12 până la 24 de luni perioada de implementare. Nefiind eligibile achizițiile de proprietăți și construcțiile pe anumite programe, e logic, nu mai trebuie să aștepți autorizația de construire, decât să obții cofinanțarea. Pentru obținerea cofinanțării ai o lună până la două luni la dispoziție, maxim trei. Adică trebuie vorbit de principiu și cu banca după ce ți s-a aprobat proiectul. Cum dai socoteală pentru banii pe care îi iei? Te verifică cineva? Da, imediat revin. Aș mai vrea că mi-am pus o întrebare înainte de emisiune. Da, și achiziția de autovehicule este eligibilă, cu excepția celor pentru uz administrativ. Adică, dacă vreau să iau o autofurgonetă, să car sticla produsă către client sau să aduc materie primă, da, este. Sau să cumpăr un autocamion sau o utilitară, o macara, un excavator, toate sunt eligibile. În schimb, o mașină personală, chiar dacă eu declar că o folosesc în scopuri business, nu este eligibilă. Și revenind la costuri, mai devreme spuneai că sunt anumite costuri care nu sunt eligibile, legate, nu știu, de exemplu, de consumabile, de combustibil și care mai sunt acolo. Intră în categoria celor 5, 10, 15% pe care trebuie să-i pună firma sau sunt și în afară? Și firma ce pune procentul ei de bani este tot pentru lucruri gen investiție, dotări sau se poate considera cheltuiala neeligibilă din fondurile europene, eligibilă pentru ceea ce pune compania? Foarte bună întrebarea, pentru clarificare. 15% care aduce o firmă mijlocie, respectiv 10% o firmă mică sau 5% o micro-întreprindere, se raportează la costurile eligibile. Ok. Tot ce este neeligibil este în afară. Noi, ca și firmă de consultanță, recomandăm aceste costuri, dacă nu este strict necesar pentru funcționarea fluxului, să nu fie introduse în proiect. Că oricum le plătești de buzunarul propriu. Și atunci mai bine le lași în afara proiectului și nu ai probleme ulterior pe partea de obținere credit, nu? Logic, ar trebui să obții credit și pentru partea respectivă, pentru a putea demonstra capacitatea de cofinanțare, pentru a îți putea semna contractul de finanțare ministerul. De aceea, recomandăm să ținem costurile respective în afara proiectului,
depunem proiectul, facem o cofinanțare minimă, ajutăm beneficiarii să obțină și cofinanțările respectiv aportul propriu de la bănci. Noi avem acord cu 6 bănci în momentul de față care au acest instrument numit cofinanțare fonduri europene. Și în felul deci, ăsta, paranteză din nou, acel procent poate fi obținut de firmă din banii proprii pe care îi are deja sau dintr-un împrumut la bancă. Bravo. Sau dintr-un împrumut de la o firmă mamă, spre exemplu, sau de la o altă societate, sau dintr-un împrumut de la asociați. Da? Perfect. Și mai e un aspect, ca să fie completă imaginea pentru beneficiari, banii pentru consultanță și proiectare sunt iarăși eligibili, deci practic putem spune că cineva care are o idee și sau necesitate nu are nevoie de aproape niciun ban pentru a iniția un astfel de proiect. Foarte important. Ce avem nevoie? Fonduri europene nerambursabile, componenta de cofinanțare, plus cele neeligibile de care am făcut vorbire și le pot reenumera ca să le înțeleagă toată lumea. Da? Și apoi să plătim consultantul sau proiectantul, dacă e cazul. De exemplu, dacă avem de a face cu amenajări sau cu setarea unui flux tehnologic, trebuie să plătim un specialist în acest domeniu. Da. Toate astea sunt recuperabile în proporție de, repet, 85-90-95% din fonduri europene nerambursabile, pentru că noi le punem în bugetul proiectului când înaintăm cererea de finanțare. Bun. Și acum, lumea trebuie să înțeleagă că este eligibil aproape orice este relevant business-ului respectiv, cu mici excepții. TVA-ul, second hand-urile, nu se finanțează absolut nimic second hand, apoi avem câteva domenii care nu sunt eligibile, spre exemplu tutunul, alcoolul, cafeaua, servicii gen video chat sau alte asemănătoare. În rest, aproape toate domeniile sunt eligibile și finanțate. Mulțumim foarte mult!